Astăzi, 9 decembrie, într-o vizită de lucru la Soroca, s-a aflat o delegație din la România. Președintele raionului Soroca, Veceslav Rusnac, s-a întâlnit cu vicepreședintele Consiliului Județean Brăila Ionele Lepurianu și cu directorul Liceului Tehnologic Constantin Angelescu din Ianca, județul Brăila, Emil Ștefănuț Dragomir. În cadrul întâlnirii, oficiale au discutat despre încheierea acordului de parteneriat între Liceul Tehnologic Constantin Angelescu și instituția publică Liceul Teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca.